Situație halucinantă petrecută astăzi în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Tânărul de 20 de ani care a violat un minor după care a postat filmulețul pe TikTok a încercat astăzi să evadeze de la tribunalul Mehedinți. Pedofilul în vârstă de 20 de ani arestat preventiv pentru violarea unui minor a forțat la plecarea din tribunalul Mehedinți dispozitivul care îl păzea și a fugit până la agenția fondului de mediu unde a fost prins de către un agent din compunerea escortei. Cruzimea faptei este una de nemai întâlnit, deoarece din sursele noastre se pare că violatorul postase videoclipul în care îl abuza sexual pe minor pe cunoscuta rețea de socializare în rândul tinerilor TikTok. Vă informăm că astăzi, 29.10.2020, în jurul orei 13.55, o persoană custodiată de penitenciarul Drobeta-Turnu-Severin, ulterior prezentării la tribunalul Mehedinți pentru îndeplinirea unei proceduri judiciare, a încercat forțarea dispozitivului de siguranță cu ocazia îmbarcării în auto specială, fiind însă împiedicat cu operativitate de către unul dintre agenții din compunerea escortei. În conformitate cu procedurile legale, persoana privată de libertate va fi analizată în cadrul Comisiei de Disciplină Deținuți pentru abaterea disciplinară săvârșită. Cu privire la faptă, a fost informat judecătorul de supraveghere a privării de libertate, Administrația Națională a Penitenciarelor și parchetul de pe lângă judecătoria Drobeta-Turnu-Severin. Revenim cu informații alucinante în jurnalele viitoare.